Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Polițiștii din Soroca au reținut un bărbat din satul Bădiciuni, suspectat că ar fi ucis un tânăr în vârstă de 25 de ani. Potrivit datelor preliminare, crima ar fi fost comisă din gelozie. Oamenii legii au fost alertați aproape de miezul nopții de o femeie din localitatea Bădiceni. Aceasta le-a povestit polițiștilor că tânărul era la pământ și avea semne de moarte violentă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că omorul a fost comis în timpul unui conflict, motiv din gelozie, între suspect și victimă. În urma multiplelor leziuni corporale cauzate prin înjunghiere, victima a decedat pe loc. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat, cu deosebită cruzime. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă închisoare de la 15 la 20 de ani, ori chiar detenție pe viață. Plecată în Italia, soția vădva lui Alexei Veret, că a împușcat mortal în pădurea din Codrii Orheiului acum 12 ani, încă își mai caută dreptatea, după ce dosarul a fost purtat dintr-o instanță în alta. Pe 24 mai, Curtea de Apel Chișinău i-a scutit de pedeapsă pe toți inculpații din acest dosar, inclusiv pe fostul deputat democrat Constantin Țuțu, care inițial a fost condamnat, dar ulterior amnistiat de aceeași instanță. Acum, femeia speră să-și facă dreptate la Curtea Supremă de Justiție. Am încercat să obținem un comentariu de la avocații inculpaților, însă aceștia nu ne-au răspuns la apeluri. Anterior, atât Constantin Țuțu cât și Oleg Pruteanu au pledat nevinovați. Pentru mine era terminat tot, inclusiv și viața mea și a copilului. Vestea morții soțului a venit ca un fulger, spune Tatiana Veretca, care până în ultima clipă a sperat să nu fie adevărat. După aceasta a urmat o perioadă mult prea dificilă, de aceea mânată de griji și incertitudine. Femeia și-a luat copilul de 9 ani și a decis să părăsească Republica Moldova. Știm unde trăim, știm cu cine avem de facere. Și frica, și nu vroiam ca copilul meu să crească în anturajul celălalt, în situația la tot ce s-a întâmplat, copilul să crească, că tata lui a fost omorât, am vrut să-l evit de orice informație, de orice întrebări. A plecat din țară, dar nu a renunțat să-și facă dreptate, pe care spune că nu a găsit-o nici până astăzi, la 12 ani de la omorul soțului. Eu îmi doresc ca să fie trași la răspundere pentru fapta care au făcut-o. Nu pentru huliganism, nu pentru organizare, nu știu ce organizare, pentru umor. Pe 24 mai, Curtea de Apel a pronunțat decizia prin care inculpații Constantin Țuțu, Oleg Pruteanu, Dimitri Colomeciuc, cercetați și condamnați în acest dosar pentru huliganism, dar și Ion Corcodel, care a fost găsit singurul vinovat de omorul lui Alexei Veretca, au fost absolviți de pedeapsă, fie prin amnistie, fie prin intervenția termenului de prescripție. Hotărârea e cu multă semne de întrebare, susține avocatul Tatianei Veretca. Instanța de apel a admis apelul apărării și a procurorului, căci prima instanță de Orhei, până la urmă urmei, i-a achitat Constantin Țuțu și Pruteanu Oleg, adică e nevinovesc în general. Curtea de apel a admis apelul apărării procurorului și l-a condamnat, și l-a recunoscut vinovat Constantin Țuțu și pe Pruteanu Oleg în comiterea infracțiunii prin articolul 152, leziune. Și totodată aplică amnistie. Și tot închis. Adică încetează cauza cu intervenirea amnistiei și aplică amnistie. Care amnistie? Din ce an? Deci din 2013 până acum au fost 3 amnistii. Care amnistie a fost aplicată? Judecătorii nu ne-au relatat. Foarte interesant că toți au fost achitați pe articolul 287 al neatării, adică huliganism. Absolut toți. Deci huliganism acolo nu a fost. Însuși în sentință indicat că a fost bătaie, leziuni medii, 3 inculpați în ziua mare, o tras într-o mașină, au descărcat toate armele care au avut ei și judecatul a constat că este un huliganism nu prea grav, adică contravențional. Avocatul spune că se pregătește să depună un recurs la Curtea Supremă de Justiție.
Deși nu are mari așteptări, potrivit apărătorului, în prima instanță, fostul democrat Constantin Țuțu a fost principalul suspect în dosarul omorului lui Veretca. Însă ulterior, procurorii au recalificat infracțiunea, punându-l sub acuzare pentru huliganism. Cei mai importanți bănuiți au fost pe acest dosar, au fost Constantin Țuțu, Ruteanu Oleg și Corcodel, evident. Și toți au fost învinuiți în comiterea infracțiunii prevăzută de articolul 145. Omor premeditat, din culpă. Ulterior, cu ajutorul lui Denis Rotaru, procurorului cauză dată, cauza a fost înjudicată tot pe alte articole. Doar un singur inculpat a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzută de 145 și restul, Constantin Țuțu și Ruteanu, în baza articolului 152 de caliziuni medii și huliganism. Poziția noastră era că această cauză putea să fie restituită în prima instanță. Și acolo procurorii puteau interveni și să modifice învinuirea în sensul agravării. Adică să înainteze învinuirea reală care o merită acești indivizi. Am găsit în baza de date contactele avocaților care reprezintă interesele în instanța inculpaților Corcodel Ion, Pruteanu Oleg, Țuțu Constantin și Cojocaru Vasile. În această ordine îi vom telefona pentru a le da dreptul la replică, îi vom întreba dacă sunt satisfăcuți de decizia Curții de Apel și dacă o vor contesta în instanță ierarhic superioară în termenul prevăzut de lege. Vom reveni mai târziu la toți cei patru avocați. Poate o răspunde. Am lăsat și SMS-uri la numerele de telefon ale avocaților pentru a ne contacta, însă până la ora difuzării materialului nu am primit niciun răspuns. Anterior, în cadrul unei ședințe de judecată pe acest dosar, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a refuzat să răspundă la întrebările noastre. Domnule Țuțu, cine a împușcat în domnul Veretcu? Expertiza a arătat că și dumneavoastră, din arma dumneavoastră, s-a tras 3 focuri. La aceeași ședință de la Curtea de Apel, Oleg Pruteanu a pledat nevinovat și a spus că, de fapt, s-a apărat. Eu am efectuat o singură împușcătură în aer, în sus, după ce Veretca a împușcat primul în direcția al Corcodel și al mea și a fost văzând că Corcodel deja a fost rănit. Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a declarat că procurorii consideră decizia Curții de Apel din data de 24 mai neîntemeiată, urmând să fie depus recurs de contestare la Curtea Supremă de Justiție. Pe 28 aprilie 2012, lângă restaurantul Doi Haiduci din Codrii Orheiului, un grup de persoane, printre care și campionul K1 Constantin Țuțu, devenit ulterior deputat, a participat la o altercație soldată cu focuri de armă și cu un deces. E vorba de Alexei Veretca, alias Krasavcik, care a fost ucis pe loc, iar fostul polițist Iuria Matkovski, venit împreună cu victima, a fost rănit. Conflictul ar fi avut loc în urma unei bătăi declanșate în seara de ajun între Alexei Veretca și Radu Andrițco în fața unei discoteci din Orhei. Potrivit deciziei magistraților judecătoriei Orhei, doar unul dintre inculpați, Ion Corcodel, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, dar a fost scutit de pedeapsă, motivul fiind intervenirea termenului de prescripție privind tragerea la răspundere penală. Nu s-au găsit probe ce ar implica fapte de abuz de putere. Procuratura Anticorupție nu mai investighează licitația pentru spațiile comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinău. Răspunsul a venit la o solicitare remisă în adresa TV8. Se întâmplă la aproximativ 2 luni după ce Procuratura Anticorupție s-a autosesizat în baza unor informații apărute în spațiul public. Tot atunci, ministrul infrastructurii Andrei Spânu s-a arătat nemulțumit de această acțiune și acuză instituția de drept că ar servi interesele grupului Șor. În replică, reprezentanții Procuraturii Anticorupție spuneau atunci că nu comentează declarațiile politice. Ieri a fost anunțată organizarea cele de-a treia licitații după ce primele 2 au ieșuat din lipsă de participanți. Depunerea dosarelor va începe la 1 iunie, iar la sfârșitul lunii se va anunța câștigătorul. Șeful Agenției Proprietății Publice ne-a spus ieri că se așteptă la un număr mai mare de firme participante, așa cum regulile concursului au fost schimbate la solicitarea lor. Atenționare de la Ministerul Apărării. Mai mulți rezerviști din Bălți au primit scrisori false în care erau chemați să se prezinte la centrul militar din municipiu. Potrivit reprezentanților Ministerului, primul indiciu că expedierile poștale nu sunt autentice este faptul că ordinele respective de chemare nu corespund cu criteriile și standardele oficiale. Nu este prima dată când oamenii primesc scrisori militare falsificate. În acest context, populația este îndemnată să se informeze din sursă sigură, iar dacă primesc astfel de ordine, să se intereseze de veridicitatea acestora la centrele militare. A intrat într-un service auto, a furat 2 laptopuri, o tabletă și a dat bir cu fugiții, dar a fost prins. Un bărbat în vârstă de 31 de ani este cercetat penal pentru furt.
În timpul documentării, suspectul a recunoscut că a pătruns într-un service auto de pe strada Ismail și, profitând de faptul că angajații erau ocupați, a sustras două laptopuri și o tabletă, după care a fugit de la fața locului. Bunurile sustrase au fost depistate la suspect și urmează a fi returnate proprietarului. Acesta nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind documentat pentru cazuri similare. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pentru fapta comisă el riscă amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore, ori chiar închisoare de până la 4 ani. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!